mai legată de ei, ci legată de întreaga lucrare a bisericii. Pentru că aseară aceea pot să vină orice cine, e o seară deschisă pentru biserică și chiar ne-am bucurat să fim biserica cu toți împreună. Îndrăjdim să avem o seară de tineret, o numim noi. Dar e o seară în care pot să fie prezenți toți membrii bisericii. Și chiar ne-am bucurat să fie prezenți pentru că va fi o seară deosebită, așa ne-o dorim noi, o seară în care să fim împreună cu vreo 5-6 biserici din câte am făcut noi socoata. Sperăm să fie aici împreună cu noi. Încă nu știm predicatorul să vi-l spună, încă mai trebuie să vorbesc cu fratele Nedelea, să ne hotărâm asupra celui care va predica Evanghelia. Fratele Adi Gliga, din câte am înțeles, am vorbit și azi cu fratele Nedelea, va fi împreună și el aici cu noi. Și nădăjdim să avem o seară binecuvântată. Fetele din grupul Emanuel au fost la mai multe sedi de tineret și și-au dorit și ele și la noi aici în Chereluși să fie o seară de tineret. Cred că s-au și rugat, că Domnul i-a ascultat rugăciunea și lucrurile au început să se deruleze bine. Avem nevoie și de ajutorul dumneavoastră ca și biserică. Lucrarea